Un comentariu aș vrea să fac. Atâția sfinți pe cât Domnul v-a sfințit aici și după fiecare cântare sau predică stați muți. Nu știu de ce. Păi când cântă un frate, o soră, o cântare, laudă pe Dumnezeu, vă strigă, mă, frate, de acolo. Amin, aleluia, Domnul să vă binecuvinteze, măi. Pavel a spus, vorbiți între voi. Păi dacă toată lumea tace, fata aia care cântă așa frumos, la un moment dat zicea, păi nu mă mai ducă, nu le place la frați, nu zice nimeni nimic. Măi, uitați-vă și la animale. Când face ceva, pretinde să te audă, să te vadă, că ești mulțumit. Pe omul mai mult decât atât. Doamne, binecuvânt adunarea asta! Vă aduc salutări din Biserica Church of God, adică Biserica lui Dumnezeu, din Kitchener, Canada. La plecare, fratele păstor principal, Bălulescu Andrei, născut în Timișoara, dar de mic copil, a venit în Canada cu părinții lui. Și la ora actuală are 31 de ani, pare, 31 de ani, are 9 copii, și slujește Domnul în biserica noastră, care și ei mărișoară. Mărit să fie Domnul! Slujește Domnului cu tot ce l-a încredințat. Vedenii, prorocii, cuvânt, din belșug, înțelepciune, și zilnic nu stă pe loc. Dintr-o casă în alta, face vizite, aleargă la cei ce-l cheamă, la cei bolnavi și aleargă și la cei ce nu-l cheamă. Că așa l-am învățat. A fost și în viața mea frați care nu m-au chemat niciodată să-i vizitez. Dar la unele sfaturi frățești, unii ridicau tonul. Pe mine nimeni nu m-a vizitat. Păi dacă tu n-ai limbă, ești mut. Cine să te viziteze? Păi spune, măi, omule, când vii la mine să bem un ceai sau o blestemată cafea sau ceva așa, nu? Dar tu nu cei pe nimeni, tu stai discret, tu nu știi nici tu de tine bine, ce mai să știe și alții? Și atunci nu te vizitează. Dar eu merem. Odată mă uit într-un registru vechi și dau de unul. Mă, pe ăsta nu l-am văzut niciodată. Mă informez bine unde stă telefonul și îi dau telefon. Când îi dau telefon, cine ești? Mă, sunt fratele tău. Ce frate? Eu nu am frați aici. Acum, cine ești? Îs păstorul tău. Vai, Doamne! Sunt Hozan Vasile, păstorul tău. Și ce dorești? Vreau să te vizitez, dar n-am nevoie. Păi eu știu că tu n-ai nevoie, dar eu am nevoie. Eu sunt păstor, mă, tale ești oaie din turma mea, eu am nevoie să văd ce-i cu tine. Ei, Doamne, dar ți-am spus că n-am nevoie. Mă deschide ușa că eu viu. Eu viu. M-am suit pe mașină, că atunci conduceam, acum nu mai conduc,
nu mă lasă vederea, dar sosesc la ușa lui. Când sosesc la ușa lui, nevasta se uita așa, perdută, câțiva copilași, zdravini, bine îngrijiți. Dar înainte de a pleca, când i-am spus gata, eu viu. Vai, Doamne, că de 3 ani de zile n-am avut o zi liberă și azi am o zi liberă și nici acum nu-mi dai pace. Păi Dumnezeu a știut că ai zi liberă, că dacă nu, nu mă trimite, dar acum viu, mă. Când m-am dus, a început să-și plângă amară. El, cum se întâmplă între frați, a fost de mic în adunare. A fost botezat în apă, probabil și de Domnul, nu știu. S-a dus la școală, a făcut facultate, a fost angajat în poziții înalte, pe linie de partid și alte lucruri și a părăsit credința. Dar din inimă nu a plecat dorul după Dumnezeu. Când a scăpat din coace, s-a dus la adunare. Și l-a luat unul în gazdă. Durerea lui din suflet era să se mărturisească, să scape. Și numai bine s-a mărturisit către ăsta. De aceea aș vrea să vă spun, dacă vreți și dacă ai curvit, scoală-te în picioare aici înaintea întregii adunări și plânge-ți păcatul și spune, asta am făcut. Că dacă faci așa ceva și toată lumea te judecă, nu mai ajungi la judecată pentru păcatul ăla. Cât o fi de greu. E omorât un om. Nu mai ajungi la judecată. Că Eclesiastul e așa de clar, capitolul 12, judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Ce toată lumea a purtat în gură, ai scăpat. De aceea, mie nu mi-a fost frică și rușine și în cărțile mele să-mi scriu pe unde am trecut. Pe unii din frați, vai mă, te-or desprețui, frață, pe asta așteptăm. Asta îmi place. Când numai tot te laudă, nu știu dacă merg bine, dar când mai sunt din ăștia care îți mai dă după cap câte una, pe ăștia-s pietrarii, știi? Pietrarii care trebuie să cioplească piatra, să o fățuiască ca să potrivească la numărul ei în zid. Pe un templu, când ajungi, nu mai trebuie ciocan. Așa a fost la templul lui Solomon. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dietul om nu vrut să știe nimeni, doar a spus la ăsta. Frații lui iubit și la un moment dat au vrut să îl pună într-o funcție, în comitet. Dar ăsta aspira el să intre în comitet și pe el nu l-a votat nimeni. S-a sculat în picioare și l-a făcut de toată minunea înaintea adunării. Nevasta pe loc și-o pierdut mintea. El și-o pierdut cumpătul și credința chiar. Și acum eu l-am găsit aici, mă, nu l-am văzut, să văd cine-i. N-am nevoie, eu am nevoie. Când m-am dus în casă și când am stat de vorbă, a început un plâns și o pocăință. Și până astăzi vine cu toată casa în biserică. Știți, păstorul trebuie să meargă după oaia rătăcită, până unde o găsește. Până acolo trebuie să mergi.
Păstorul nu-i domn. Chiar de să îmbracă domnește, că are posibilitatea acum. Numai e o țoală bătută în război de mama. Acum mama e de la prăvălie și alege costumul care îi place. Da, nu-i domn. El trebuie să fie sluga tuturor. Mi-aduc aminte de păstorul Zămora Vasile, primul păstor pe Valea Sebeșului. Și în sat la ei era un băiat, Zdrenghea Vasile, orfan de tată. Și mama sa nu-l putea întreține casa și pe el. Așa că la vreo 15 ani îl dă în mână la unul din sat care la lucrări mari. Și o lucrare să bage apa în orăștie. De pe un deal de acolo, mă rog, multe săpături și acum, după puterea lui, o da și lui acolo de lucru ca să-i dea bănuți. Vinea acasă duminica, dar tot duminica nu vine. Întreabă pe mama sa, sora Vetă, unde e Vasile? Nu a venit astăzi acasă. Bine, a doua duminică nu vine. Unde e Vasile? E obosit, e acasă, dar e obosit. Dar el, când iasă în sat, îl vede cu băieță pe Vasile. Nu, mă? Mai trece ce trece, unde e Vasile? Nu a venit acasă acum de două săptămâni. Nu a venit acasă. Știi ce a făcut păstorul? Și-a luat pită, slănină, ceapă, în straiță, sare și-a luat-o la drum. Peste 40 de kilometri. Și s-a dus să-l caute pe Vasile. Când a ajuns acolo, s-a însărat. S-a dus la dormitor, numai un om era la dormitor. Întreabă de asta, păi zice, s-a dus cu ceilalți oameni în oraș. Era departe un pic și orașul. Să duce în oraș. Unde să-l găsesc? Neapărat sunt un restaurant, pe atunci pocăiță nu intră în restaurante. Oriunde era o sticlă cu beutură, pocăiță nu intra. Acum mai e liber, acum mai intrăm și noi, vezi. Dar atunci nu. Să bagă într-un restaurant, nu-i. Să uită de jur în jur, nu-i. Să duce, găsește alt restaurant, al treilea restaurant. Era o masă rotundă și Vasile era cu paharul înaintea lui ca ceilalți. El se duce pe lângă masă să face că nu-l vede, până la tarabă, întoarce, să iasă afară. Când dă să iasă pe ușă, Vasile nu mai răzbește, nu mai se poate stăpâni, să scoală și fuge la el. Pe mine mă cauți, frate, zic. Păi am vrut să văd și eu ce aici. Știu eu că pe mine mă cauți. Și apoi au stat de vorbă frumos amândoi și l-a îndemnat să nu facă lucruri care supără pe Iisus și să vină. Trăiește și azi. Păstorul muri de ani de zile, dar el e în biserică. Păstorul trebuie să meargă după oaie până unde o găsește. Noi primim tabele întregi. Rugați-vă pentru copilul meu. Rugați-vă pentru fata mea. Unii au plecat de acasă, unii îs acasă, dar n-ascultă. Și din astea. Dar vina
e al lui mama și al lui tata. Când copilul trebuia educat, mama avea mult de lucru, tata umbla să adune bani și își pierde copiii. Îi lasă nimănui și se duce până, nu știu, sute de kilometri să facă bani. Și când vine acasă, copilul nu mai ascultă, copilul nu mai vorbește cu părinții, orice îi spune, trânte cu vorba, lasă-mă în pace, intră într-o cameră să încuie. Ba, am găsit în America la unul, scrie pe ușe, aici e un tigru. Ce scrie acolo, mă, către tată său? Aha, ficiorul ăsta, meu, vrea să fie singur în cameră, să nu intrăm. Cine să nu intre? Apoi nimeni. Cum nimeni? Nici tu nu intri? Nu, mă, păcătosule. Păi tu-l bagi în iad, mă. Nici mama sa. Nu. Păi mă, ce părinți sunteți voi, mă? L-ați predat în mâna diavolului și acum el i-a spus și tableta în mână și toată ziua să uite la necurății. Și pe contul ăsta ajunge plin de pofte să autosatisface singur și se încarcă cu demoni. Mâine nu te mai ascultă, poi mâine vrea să te omoare, mă. Am văzut în Bruxelles, o băgat cuțitul în tată sau când dorme. Am văzut în Viena, nu aveai ce-i face numai să omoare pe tată sau. Lângă Sibiu, la Șura, 4-5 kilometri. Când s-o culcat, l-o tăia tot bucăți și o băga cuțitul pe gură. Pe toate neamurile îmi dădea telefon. Hai că-ți plătim drumul să te rogi pentru cutare. Duceți-vă, mă întreba voastră. Eu nu mă rog pentru așa ceva. Aia trebuie să-l crești de mic pe copil. Să-l înveți de mic calea. Că atunci când va îmbătrâni, nu se va depărta de ea. Dar dacă tu nu-l înveți, nu vezi ce se întâmplă azi, mă? Și în România, și în străinătate, copil de 10 ani, de 12 ani, nu cântă, mă. Dar ce face? Vine cu jucării, vine câte cu mamon din cârpă, din pânză, din ce făcut, și se joacă cu el în adunare. Altul cu hârtii și tot fircăle, mă, dar acum, mă, ce învățătură e asta, mă, de unde ați luat-o? Păi copilul nu se crește așa. Nu se crește așa. Avem copii în Canada crescuți bine, născuți acolo, vorbesc românește clar. E nepotul meu, Edi, care mai predică pe Zoom. Acolo s-a născut. Dar vorbește românește ca orice român. Vorbește engleză ca orice englez. Și-a învățat și spaniola, care e obligatoriu să mai învețe. Dar nu și-a pierdut limba, mă. Dar nici faptul ca să se roage nu l-a pierdut. De la 4-5 ani înainte de culcare străga, ne rugăm și să punem un colț a camerei și toți stăteau în picioare și el rostea o rugăciune și după aia o cântărușă care o putea el și după aceea să se pui în genunchi, să se roage și după ce își găta el slujba, să culcau. Până azi predică într-una. Păi dacă nu, cum, măi? Mame, responsabilitatea voastră e mare. Nu că vă cocomați, vai, Doamne, Doamnă de Oradea.
Tu nu ești doamnă de Oradea. Ori ești soră cu Hristos, ori ai căzut în cursa neagră. Din două una. Fii foarte atentă, mamă. Răspunzi cum vii la adunare. Vă aduceți aminte, n-ați uitat ce-o predica fratele ăsta. Răspunzi cum iese fata ta din casă în stradă. Oricine o vede trebuie să zică, uite-mă pocăita. Uite-mă pocăitul. Dar dacă nu, pe unde s-o sim? Amintea fratele de zilele alea de mai demult. Dar eu n-aș vrea să trăim numai din amintiri. Aș vrea să trăim prezentul. Mărit să fie Domnul. Atunci facem numit jertfă. 3 zile și 3 nopți nimeni nu mânca, nimeni nu bea apă. Că trebuie să ne împărtășim. Și ne împărtășim numai după apusul soarelui. Și după ce luam împărtășirea, mergeam acasă și mâncam. Dar mama aduna atâția pumni de făină, în astea 3 zile trebuia să fac mămăligă. Îl punea deoparte. Atâta bucată de slănină trebuia să o prăjesc ca să fac mămăliga cu brânză în pături. Punea deoparte. Cam atâta brânză trebuia să mâncăm în diminețele astea. Punea deoparte. Și așa le aduna și mereu la dej pe piață și vindea ce se aduna. Și așa făcea un ban. Când n-avea nimeni atunci salarii, vezi, cu ouă de la găini, cu tot ce nu mâncai în alea 3 zile, duceai acolo. Și când ne adunam pentru nopțile de veghe, 3 zile și 3 nopți, nimeni nu mânca, nu bea apă. Și apoi la ora 2:30, 3 noaptea, se pune masa. Dar era un har, măi. Și se cunoștea. Când puneai la masă, că nu era în voane pe atunci, pe unul din ei care a stat cu noi în jertfă, era foc. Și când nu puneai la masă pe unul din ăla, apoi era ca domnii de azi care se prezintă pe dent, mă, așa, măi, să nu picuri apă pe el. Păi și vorba lui, o vezi, măi, cu școală, cu înțelepciune, frumos aranjată. Dar eu așteptam și aștept și azi să picure har. Mărit să fie Domnul. Să fie omul cât de cult, dar să coboare har peste el. Preamărit să fie Domnul Iisus. Acum, fratele o cerțălat destul, slavă Domnului. Și bine că e de-a dumneavoastră de aici, poate tot da cu biciul. Dar eu am vrut să încep cu altceva, dar am trecut și pe aici așa. Și pilda bogatului nemilostiv. În 3-4 locuri am tot căutat și nu mi s-a fixat. Dar s-a fixat aici. Vreți să o ascultăm? Poate că n-ați auzit-o numai la mormântări. Dar hai să auzim și să mormântăm și azi tot ce e de mormântat. Ne ridicăm în picioare. Da, mai bine citești mă tale, că eu cu lupa. Luca 16, dar... Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire.
La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când el era în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav se închinui de văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimesc pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frași să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Ocupați locurile. De când a lăsat Dumnezeu oamenii pe pământ, s-au împărțit în două. Cain și Abel erau două persoane, dar nu erau una. Și de atunci și până azi oamenii se împart. Dar felul în care Dumnezeu vede împărțirea asta, o vedem și noi. Unora le dă posibilitate de cresc material și altora le dă posibilitate să crească spiritual, ca și bogatul cu Lazar. Lazar era un om nenorocit, pocăit. Bogatul era un om fericit și nepocăit. Nu știm Lazar în amarul lui de câte ori o fi greșit cu vorba sau altceva. Dar despre bogat, Domnul Iisus Hristos face o afirmație sau o laudă în care eu personal nu mă pot încadra. Auziți ce zice? Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Domnul Iisus Hristos va să zic să uită și la haine. Cum ești tu îmbrăcat? Și asta are o notă. Îți place să vii cât mai gol, cât mai goală? Am văzut adunări în care mai ales tinerii veneau în pantaloni scurți în adunare, și fetele, și băieții. Veneau dehamați, ba pocăiți fiind din părinți, să tatuau, lucru care în Biblie e potrivnic, nu-i voie. Și apoi nu mai vorbesc că își făcea creastă și o făcea în culori și venea și cânta de Doamne. Mai punea și niște becuri albastre, verzi, roșii și freșuie în culori. Și zicea că-s pocăiți. Măi, Doamne, iartă-mă! Aici Domnul Iisus Hristos notează primul lucru, îmbrăcămintea. Omul ăsta, pe posibilitatea care o avea, cumpăra haine care erau vopsite în purpură. Și haine care erau țesute din in subțire. Inul subțire, albit, e ca hârtia, e frumos, minune.
care nu e albit, e gălbuț, așa. Dar ce nota asta? Odată nota că era bogat și stimat. Și a doua nota că avea o viață de neprihănire, îmbrăcat în insubțire, avea o viață neprihănită, dar nu în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor. Astfel, omul acesta ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Ce interesant, măi! Nu scrie că sunt beta. Nu. Nu scrie că fuma. Nu-l prindea satana să-l puie să tragă odată din tot țigară ca să-l învețe cu fum și cu foc și cu fum de pe acum pentru iad. Nu. Vezi? Dar câți? Câți? Mai încearcă și azi, după ce s-a botezat, după ce poate o boteza și Domnul cu Duhul Sfânt. Să nu credeți că vorbesc aiurea. Sunt și azi care e câte o țigară și măcar dacă ar lua o țigară normală ar fi cum ar fi. Dar e drog și fumează droguri. Și după aceea, știi până unde ajunge cu drogurile? A venit unul la mărturisire și a spus că el consumă droguri. Păi eu te văd, mă, că nu stă ochii bine în cap. Dar ce droguri consum? Apoi, mă, tale, nu știi din alea. Dar cum? Suntem 6 inși, pare că o spus, și ne adunăm seara la o din asta, pizzerie din asta. Și acolo cumpărăm drogurile astea. Însă așa ceva cât o pătrățea din caietul de aritmetică. Și îl băgăm sub limbă și îl sugem așa, dar stă sub limbă și la un moment dat ne țintim toți ochii în tavan, în colțul tavanului acolo. Și acolo iasă un cap de demon care ne învață ce să facem. Până acolo. Și de unde, măi, că era dintr-o familie bună, dintr-o familie pocăită, dar vezi până unde a ajuns? Vezi până unde a ajuns? Alții câștigă bine, dar în casa lor n-au nici de mâncare, că se duc la jocurile de noroc. Și odată tot telefona unul la Persida, fata mea, unde-i fratele Hozan, unde-i azi, unde-i mâine, unde-i... La un moment dat, nu mai pot spune unde-i mâine, era duminică. A, el era vineri, dar unde-i fi duminică? Păi, duminică e în satul Cătanele, lângă Pitești. Mă duc acolo și vin acolo. Dumnezeu face din predică de vorbesc de cei care joacă la jocuri de noroc și își bagă bani acolo. Cine e aici ăla cu așa ceva? Eu sunt! Sare acolo în picioare unul. Am venit din Franța până aici. Hai în față, mă! Dar ce se întâmplă? Nu mai pot, nu mai pot. M-am gândit să-mi iau viața. Păi de ce, mă? Am avut aia, am vândut și am băgat acolo, și aia am vândut și am băgat acolo, și acum am tot jucat pe datorie. Am 300 de mii de euro datorie. Băgați acolo. De ce Domnul zice, măi, dacă eu îți dau ție putere să câștigi 1000, 100, e a mea? Și Domnul ține legătura cu pocăitul prin bani.
Dacă tu nu-L cinstești pe Domnul cu banii tăi, Domnul te lasă pradă. Munca ta se duce pe apa sâmbetii. Ai grijă. Cinstește pe Domnul, nu pe diavolul, mă. Poți să îți pare rău să dai a 10-a parte din venitul tău, dar acolo la jocuri de noroc, ai văzut până unde au mers? 300 de mii, minunea lumii, viu de acolo acasă și vine unul de pe aici, din Maramureș, Negrești, undeva de pe aici, cu nevastă, cu tot, nepocăit. El a ascultat predica de acolo. Și când vine, mă bucur de ei, nu. Noi suntem ortodoxi, noi așa, dar avem un necaz. Păi care-i necazul? Păi necazul nostru e mare, că soțul ăsta meu e un bărbat scump. Toată lumea mă îndeamnă să divorțez de el, dar eu nu vreau să divorțez de el, dar nu știu cum să scape de jocurile de noroc. Am avut în oraș un apartament, l-o vândut și l-o băgat acolo. Am avut un loc de casă frumos, l-o vândut și l-o băgat acolo. Și acum mai avem iară nu știu câte sute de mii datorii. Și mama mea e pocăită, zicea ea. Și eu a zis să nu mă despart. Și acum te-am auzit că te tot ascultăm, și am venit să vedem ce-i de făcut. Eu nu l-am certat pe om, l-am îmbrățișat, l-am sărutat pe obraz, l-am mângăiat și i-am dat curaj de viață, că pe unul din ăsta, dacă îl și cerți, își pune apa, adică își pune funia de gât. Și vorbim cu el frumos și așa s-a dus acasă și după mult timp mi-a dat telefon că de atunci nu mai băga niciun ban la jocurile de noroc și caută să plătească datoriile ce le-au împrumutat, împrumuturile. Și aici sunt. Și patru persoane sunt încălciți rău de tot în asta. Nici nu se duc unde să joacă. De acasă, pe internet, lucră și își bagă banii. Voi nu știți că vine Iisus? Uite bogatul ăsta cum a trăit, mă! O viață de veselie și strălucire. Nimeni nu i-a putut băga de vină. Și a ajuns în iad. Apoi tu unde vei mere? Dacă nu cinstești pe Domnul cu averea și o dai la diavolul. Păi el s-a pregătit un scaun de foc acolo în iad. Dar dacă tu îl cinstești pe Domnul, el s-a pregătit un trup nou, o casă nouă. Și când vine Iisus cu zecile de mii de sfinți, vine și trupul tău și te îmbracă peste ăsta. Ăsta se dizolvă complex și tu rămâi într-o stare nouă, duhovnicească, cum a rămas Iisus după înviere. Când va veni El, vom fi ca El, mărit să fie Domnul. Și să știți că Domnul Iisus vine. El nu întârzie, dar El așteaptă ca Tatăl să ia inițiativa, ca lui planul. În Tesaloniceni ne spune că atunci însăși Domnul Iisus va suna din cer cu glasul unui arhanghel. Dar trâmbița e arhanghelului? Nu. Dar e a lui Iisus trâmbița? Nu. Trâmbița cui? A lui Dumnezeu Tatăl.
Și până Domnul, Dumnezeu Tatăl, adică nu-i dă trâmbița la Arhanghel, nu sună. Iisus nu poate să vină. Și El însăși a zis, oamenii de acum cu speculațiile lor știu totul, dar se înșală de mii de ori. Vine atunci Iisus, vine atunci, dar Iisus vine când îl trimite Tatăl, nu când zic înțelepți ăștia nebuni. Nu atunci vine. Când îl trimite Tatăl, atunci va veni. Dar acum vine, cum zice și în Timotei, nu? Sau Tit 3, pare că. Întrucât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este vreme acum să vă treziți din somn. Și apoi, uitați aici, bogatul nu se îndura, nu avea să vorbi de milă, de compasiune. Câinii arăta compasiune pentru ghetul Lazar, că îl ținea pe trepte afară, acolo îl bătea ploaia, vântul, arșița din Orient mare, dar bogatul nu-l lăsa să se adăpostească în casă la el. La mine în casă, pocăiții, să nu intre. Și așa sunt mulți până azi. Să se pocăiască, zicea unul din Sebeș Alba, să se pocăiască tot orașul, eu nu mă pocăiesc. Nu, mă, nu, că tu nu... Se vede că tu ești pregătit să te duci pe calea aia, către iad. N-are treabă, și acolo ori fi, sigur, ori fi mai mulți decât în rai până la urmă. Și acolo ori fi. Așa. Dar câinii aveau ocazia să-i lingă bubele, fiindcă ghetul Lazar stătea într-un roc, să zic așa, pe el, o haină simplă, care, cum se rupe bubele, și ieșe puroiul din ele, puroiul, orice țăsătură, odată ți-o dizolvă. În dreptul fiecărei bube era gol, era spart. Și câinii, când vedea că lor le dă de mâncare și la ăsta nu-i dă de mâncare, venea și îl mângăia lingându-i bubele, că ei aveau mai multă compasiune. Și câinii iubesc mult pe om. Și venea și la alina cu atâta. Dar boala l-a terminat pe bietul Lazar. Și când a murit, a venit îngerii lui Dumnezeu, gardă după el și l-a dus în sânul lui Abraham. Eu am văzut așa ceva. Am văzut gardă de la iad venind după omul nenorocit care să plece în iad. Unul Aldea Vasile și unul Călinic. Mereu striga, Călinic striga la genere său. Gheorghe, nu mă lăsa, iar au venit negri ăștia să mă ducă. Iar au venit, venea ăla, era pocăit, genere său, plângea, se ruga, pleca oamenii negri. O dată, de două, de trei ori, dar altă dată, apoi s-au prins cu mâinile de gât, și nu mai scăpat, o putut, o striga, că tot l-a luat și s-a dus. Așa celălalt striga la nevastă sa, Ghiza, o chema Ghizela și îi zicea Ghiza. Nu mă lăsa, iar au venit oamenii ăștia negri. O trimis și după mine, 40 de kilometri. M-am dus și m-am rugat, au dispărut oamenii negri. Dar într-o noapte nu mai fost nimeni care să strige și l-au luat oamenii negri și s-au dus. Ce crezi că-s glume astea? Nu-s glume. Și tu și oricare ar fi să știți că este iad și este rai. Și sfinții îi duce Dumnezeu cu gardă de îngeri când închide ochii. Ca pe o femeie de pe strada
griviței din Sebeș. S-au adunat vecinele lângă ea, era o sfântă, o pocăită bună. Și-o spălat-o și-o premenit-o gata de mormântare. Și ea zice, vai ce frumos cântă îngerii. Ce îngeri? Voi nu-i vedeți? Nu. Păi uite-te acolo așa, la tavan sus. Păi cum cântă? Și ea a început să cânte cu îngerii și numai mama, și s-a dus cu îngerii. Slăvit să fie Domnul! După sfinți, la moarte, îi cunoști. Îs așa de senini, zâmbesc și așa pleacă din lume. Pentru ceilalți, moartea e o groază, e o spaimă, e ceva hâdos. Și îl vezi încă tromere de aici. Pregătiți-vă pentru moarte și rugați-vă ca în ziua aceea să vă dea Domnul har să mergeți în sus, nu în jos. Glorie Domnului! Cu vremea, cât a fost el de bogat, cât a fost de bine între ale lui, tot l-a luat moartea. Dar nu a mai venit îngerii, s-a dus în jos, în flăcări. Unde s-a dus? Predicatorii de azi n-au cum vorbi de iad. Ei vorbesc numai ca la gata. Fain o vorbit. Mă, nu mai vorbi fain. Vorbește adevărul. Mărit să fie Domnul. Niciun predicator nu a vorbit de iad atât cât a vorbit Iisus. Și iadul există. Unde-i? Unii zice în pământ, că știe că în pământ e foc. Nu se poate. Alții că va fi în vreo ste. Nu se poate. Sunt, după știința de azi, 7 miliarde de filamente din astea, cum vedem noi cerul, care noi nu vedem decât ca Calea Lacteie. Dar 7 miliarde straturi de cer, în nicio stea din asta nu poate fi iadul. Iadul e locul de afară. Toate astea s-au lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut și locul de afară. Cum zice în 22 Matei? Legați-i mâinile, legați-i picioarele și aruncați-l unde? În locul de afară. Apoi un copil zvârli de aici până aici. Eu aș putea zvârli poate până la 2-lea, 3-lea scaun. Dar unul care practică poate zvârli cât e de lungă sala asta. Dar Dumnezeu care a făcut toate când te zvârlea, pe unde mă? Când îți faci un șuc așa, pătrești de toate stelele și de toate cerurile în locul de afară, unde Dumnezeu nu mai activează, nu mai aude, nu-ți mai ascultă durerile. Poți tot striga. Acolo iadul. Și acolo merg oamenii. Acum o întrebare mare. Ăsta zice să-l trimită pe Lazar să-și moaie degetul. Acum ar vrea să-i lingă degetul, dar ca să-i dea mâncare? Nu. Să-l lasă în casă? Nu. E scârbă de pocăit. Acum vrea și să-i lingă mâinile, nu? Vezi cum se întorc lucrurile? Da, ce-o zis Avram? Între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că de aici la voi, dacă vrea să meargă cineva să nu poată. Și invers, dacă de la voi vrea să urce aici la noi să nu poată, că e o prăpastie mare. O întrebare să ridică în mintea fiecăruia. Dacă cineva de aici capătă harul ăsta să ajungă în rai, ar vrea să meargă în iad. Ce părere aveți? Niciunul n-ar vrea să meargă în iad.
Să știți cum pocăit adevărat ar vrea să meargă în iad. Că el totdeauna e milos și totdeauna vrea să aline. Lângă Mercurea Sibiului, într-un sat acolo, o fată pe nume Doina a venit la Sibiu și a făcut o școală din asta sanitară. Copiii mei și alții ieșea cu un acordeon și cu o chitară în Dum Bravo, ei acolo în loc, se așezau acolo, cântau, s-au lipit de ei, i-au plăcut cântările. Au învățat o cântare, s-au dus acasă și au cântat cântarea învățată. Mamă sa, vai ce cântare frumoasă! Unde ai învățat-o? Păi niște băieți, niște tineri, fete acolo. Tată s-o, Doina, să nu prind că te duci la pocăiți, să nu te pocăiești, eu te-am făcut, eu te omor. Nu zice nimic, Doina. Vine la Sibiu să face un botez, să botează și ea. Chipul ei se transfigurează, ca într-un chip de înger, o veselie, o bucurie, că i-a dorit botezul. Nu ca unii care mă botez și eu că se botează vărul, mă botez și eu că o zis tata și mama, mă botez și eu că nu știu cine să mai botează. Mă, aia nu-i botez, aia e înșelăciune pe capul tău. Botezul, când îl cei cu lacrimi, te transformă în ziua aceea, când ai ieșit din apă, ieși cu gânduri noi și ești un om nou, gata de a sluji pe Iisus. Să duci acasă. Mamă sa, ce-i tu? Ce-i cu tine? Pare că ești altfel la chip, pare că vorbești parcă altfel, ce-i cu tine? Dar nu te-ai pocăit tu. Ba da, mamă, m-am botezat. Tată s-o erau la masă. Așa? Să scoală de la masă, mere și avea un lănțug așa, legat cățelul, dezleagă cățelul, împachetează lănțugul în câteva, vine în casă, o ia de mână și o smâce și o scoate afară. E într-o bluzică albă, frumoasă, cald. Mă, cum o pleznea cu lănțugul, cum crepa pielea și țâșnea sângele până bluzica ei. Nu mai rezistă, cade jos, ridică mânuțele, Doina. Tată, numai dacă mor, Iisuse, iartă pe tăticu! Iisuse, iartă pe tăticu! El dă și peste mâini cu lănțul, se prăbușește jos, sare mamă sa și de-a de el scoate din sălbătăcie să nu mai dea. Păi ce credeți? Dacă Doina i-a fi dat să ajungă în rai și tată s-o din iad, ar străga Doina, vină și răcorește-mă, nu s-ar duce. Dacă de sub ploaia de lanț și bătaie, străga la Iisus să-l ierte pe tăticu, acum s-ar duce, dar să nu poată. Prăpastia așa de mare că nu se poate. Mai dacă nu se poate, atunci fă altceva, părinte Abrahame, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu. Unde era casa tatălui, omului acela fericit, care trăia într-o neprihănire aparentă și într-o viață așa de frumoasă, numai veselie și strălucire? Ce casă avea tatăsul? Știți? Nu știți? Casa lumii! Diavolul era tata lui! Că Dumnezeu nu era tată. Că era Dumnezeu tată, n-ajunge în iad. Diavolul i-a fost tată. Și casa aceea cu cinci frați reprezenta cele cinci continente populate la ora aia în lume. Bogatul de acolo ar fi dorit acum ca să meargă cineva să le adeverească aceste lucruri, aceste stări de chin, doar se vor pocăi. Auzi, mă, azi nu vrei să te pocăiești, te-ai botezat și nu te pocăiești, ai venit la adunare și nu te pocăiești, asculți predici și nu te pocăiești, când vrei să te pocăiești?
astăzi este clipa. Hotărăște bine că Domnul vrea oameni sfinți, femei sfinte, tineret sfânt, copii sfinți, bine educați, gata să-L întâlnească, că Iisus vine, glorie Lui! El vine pe noi cu slavă și să ne ducă pe noi la slavă. A murit în locul nostru, a dat viața, sângele, a murit pironit în cuie și a strigat ultimul strigăt, zice Ioan, că a strigat cu putere. Evanghelia a strigat tare, adică ca un răgnet, ca un tunet. Și ce a strigat după greacă, tetelestai, s-a plătit de plin. Și Iisus a plătit de plin pentru mine și a plătit de plin pentru matale care mă asculți. Acum, în hamătei, la jugul lui Hristos, ia sarcina Lui și umblă pe calea trasată de El. Măriți să fie Domnul! Nu știu cât e ceasul, dar mă opresc aici. Probabil că trebuie. Cât e? Ai văzut că m-am oprit la timp. Slavă Domnului! Multe aș mai avea să vă spun, dar slavă Domnului, că eu cam pățesc așa, când e ceasul, gata, nu mai am cuvânt și trebuie să tac. Dar mulțumim că n-am tăcut mai devreme și n-am tăcut mai târziu, am tăcut la timp acum, nu? Ce aș mai dori, dacă cumva în adunarea asta ar fi persoane care ar dori o rugăciune. Aș vrea să ridice mâna să vedem, sunt. Ar dori o rugăciune pentru boli, pentru nevoile lor. Și aici tinerii ăștia nu doriți niciunul. Văd acolo un copilaș, l-a ridicat mâna. Slavă Domnului! Așa. Și aici n-a ridicat. Și aici. Acum sunteți mulți locuitare strâng. N-aveți unde vă aduna aici, dar putem face ceva. De multe ori am văzut pe Domnul lucrând și așa. Ne ridicăm cu toți în picioare și în timpul rugăciunii ăștia, cei care doriți, țineți mâna ridicată în sus către Iisus și Iisus din cer să vă atingă și mâna cealaltă, puneți-o pe locul cu boala. Și credeți că prin credință se realizează totul. Glorie Domnului Iisus! Amin. Eu am încredere din partea mea și frații din partea lor, toți credem că Iisus e prezent. Amin. Puteți crede și dumneavoastră că Iisus e prezent? Păi dacă Iisus e prezent, pune mâna pe locul cu boală, unde-i? Oriunde o fi, și una ține-o ridicată și lasă să curgă lacrimi ca să ude sămânța și să crească adevărul în fiecare din noi. Glorie Domnului!